La Pandurii se poartă în continuare fluctuațiile. După 3 meciuri spectaculoase care le-au adus puncte în bătălia pentru evitarea retrogradării, gorjenii au fost învinși de Universitatea Cluj și au ajuns în punctul din care au plecat. Pandurii au minus 10 puncte în clasamentul Adevărului, iar din meciul de mâine cu ASA Târgu Mureș trebuie să aducă la Târgu Jiu cel puțin un punct. Mureșenii vor fi greu de învins acasă, ținând cont că au bifat doar victorii pe teren propriu. Sunt sigur că nu se vor speria și vor fie o echipă echilibrată și determinată. Noi să mergem cu încredere, am demonstrat că împotriva adversarilor grei am reușit să ne mobilizăm și să facem jocuri consistente și chiar să câștigăm majoritatea jocurilor. Mergem cu încredere și sunt sigur că ne vom întoarce cu minim un punct din această deplasare. În paralel cu obiectivul Pandurilor de a evita retrogradarea, mâine seara echipa va fi indirect și arbitru la titlu. O victorie a gorjenilor ar ajuta Steaua să fie mai aproape de titlul de campioană a Ligii I. Suntem și în postura în care putem arbitra lupta între ASEA și Steaua pentru câștigarea titlului. Sigur, asta ne interesează mai puțin pe noi, însă clar că este o miză foarte mare la acest joc și vom întâlni un adversar foarte motivat, foarte determinat, un adversar care în toate jocurile de acasă din retur a reușit doar victorii, nici măcar un semi-eșec. Suntem conștienți că ne așteaptă un joc foarte greu împotriva unei echipe care are nu doar multă calitate, dar în componență și jucători cu multă experiență. Pandurii au demonstrat în compania echipelor puternice din campionat că pot face meciuri bune și chiar câștiga cele 3 puncte puse în joc. De menționat aici victoriile împotriva celor de la Steaua București, Dinamo și Oțelul Galați din acest retur.